Capitolul 7. Factori care au încurajat și stimulat acțiunile antiromânești din zonă. În declanșarea evenimentelor care au avut loc în județele Harghita și Covasna, după Revoluția din decembrie 1989, un rol important l-au avut factorii externi. Imediat după 22 decembrie 1989, a crescut vertiginos numărul vizitatorilor din Ungaria, de asemenea numărul celor plecați în țara vecină. Datorită acestei situații, s-au infiltrat în zonă elemente cu antecedente naționalist iredentiste, unele chiar suspecte de apartenență la servicii secrete străine. O parte din aceștia, cunoscând bine limba română, fugiseră din țară în anii anteriori. Prezența unui număr foarte mare de turiști unguri în Transilvania, datorită manifestărilor naționaliste ale acestora, arborarea însemnelor statului ungar, schimbarea unor inscripții în limba română, au accentuat stările conflictuale interetnice, ajungându-se la ceea ce s-a întâmplat la Târgu Mureș. În perioada post-revoluționară, odată cu constituirea primelor organizații specifice maghiare, s-a înregistrat o intensificare a relațiilor acestora cu cetățenii unguri, în mod special din categoria celor acreditați în România ca diplomați, ziariști sau reprezentanți comerciali. Influențele acestor întâlniri se vor reflecta în pozițiile extremiste ale comunității maghiare, vizând constituirea unor enclave secuiești și maghiare. În aceeași perioadă, care a urmat Revoluției, în cadrul așa ziselor acțiuni de ajutorare, a fost introdus în țară un bogat material propagandistic de genul Istoria Ardealului, Istoria Ungariei, Lexiconul Palas, care conțin hărți ale Ungariei în care este inclusă Transilvania, manuale de istorie și geografie care au fost preluate de unele școli din zonă, contribuind la îndoctrinarea naționalist-iredentistă a elevilor. Principalul distribuitor al acestor materiale propagandistice în județul Harghita este organizația Alfa, care realizează aceste acțiuni în colaborare cu Cinematograful Transilvania din cadrul întreprinderii cinematografice Harghita. Au avut loc foarte multe acțiuni de instruire a secuilor și maghiarilor, directori de școli, inspectori școlari, conducători de unități sociale-economice în Ungaria, încercându-se ulterior să se aplice în domeniile în care lucrează modele maghiare, chiar dacă sunt sau nu necesare. Cu diverse prilejuri, acțiuni de comemorare, sărbători religioase, au fost invitați să participe diversi reprezentanți unguri acreditați la București, în zilele următoare, înregistrându-se o sporire a acțiunilor antiromânești. În Ungaria s-a constituit în ultima perioadă foarte multe organizații, a căror activitate este strâns legată de ceea ce se petrece acum în Transilvania, Forumul Național al Asociațiilor Ardelene, specificându-se cu diverse prilejuri că toți ungurii din România care au rămas în străinătate ar trebui să se întoarcă acasă, unde să lupte pentru drepturile lor, deoarece noi, cei de aici, din Ungaria, îi vom sprijini atât material, cât și în alt mod, dacă va fi nevoie. De asemenea, în Ungaria au fost organizate mai multe așa zise manifestări culturale cu participare internațională, care au avut ca scop reanalizarea istoriei Transilvaniei, precum și elaborarea unor planuri privind viitorul acesteia. Astfel, în luna iulie 1990, s-a organizat la Budapesta Congresul Ciangăilor. Cu invitarea unor delegații din diverse zone din Harghita, au participat Ciceu Anton, prilej cu care s-a încercat să se demonstreze că ciangăii sunt la origine tot maghiari, pentru ca aceștia să fie cooptați în final în acțiuni de anvergură cu caracter naționalist și iredentist. De asemenea, la conferința de la Eger, organizată în anul 1991, au fost emise chiar de unii secui și maghiari care trăiesc în România, idei care sunt lipsite total de un fundament real, de genul maghiarimea din România se află actualmente într-un pericol de moarte. La sediul Societății Pro-Transilvania de la Budapesta se desfășoară permanent o intensă activitate orientată spre determinarea comunității europene să intervină pentru proclamarea independenței Ardealului și în viitor această zonă să fie luată sub protecția Consiliului Europei. Foarte multe organizații ale emigrației ungare sprijină eforturile maghiare pe linia autonomizării zonei sau chiar a punerii ei sub dependență ungară. De exemplu, Homos Laszlo, președintele Fundației Maghiare pentru Drepturile Omului, cu sediu la New York, care a și fost în județele Cluj și Harghita, a încercat, prin intermediul senatorului american Tom Alantos, să sensibilizeze Congresul American, încercând să demonstreze că maghiarii din România nu au nicio libertate, sunt oprimați și supuși unei politici de deznaționalizare. O atenție deosebită s-a acordat formării și finanțării unor publicații de limbă maghiară, care acționează în județele Harghita și Covasna, pe linia întreținerii unei atmosfere naționalist-șovine și iredentiste. Este semnificativă în acest sens vizita numitului Oltvani Otto,
fost corespondent al agenției la domiciliul lui Kiss de Iannos în ziua de 15 martie 1990 pentru a stabili modul de apariție al săptămânalului satiric Tromf, publicație în care se aduc cele mai jignitoare ofense poporului român prin tot felul de pamflete și caricaturi de prost gust. La ședințele UDMR care au avut loc după Revoluție au fost invitați mereu cetățeni din Ungaria, un exemplu elocvent în acest sens fiind ședința din 16 februarie 1990, unde s-a spus: de la constituirea sa, România și-a recâștigat renumele prin nerespectarea niciunei promisiuni sau acord internațional. Niciun singur suveran al său n-a dat dovadă vreodată de corectitudine, fie el regal, fascist ori comunist. În prigonirea Maghiarinii, însă, în ciuda diferențelor ideologice, s-au situat pe aceeași poziție. În același număr se punea o întrebare foarte tranșantă: va fi reconstituită regiunea autonomă maghiară cu limba de stat maghiară? Posibil că nu, fără presiuni internaționale. În numărul 2 din 1990, în legătură cu conflictul interetnic din Târgu Mureș, se scria: evenimentele tragice din România din luna martie, manifestările șovine cu caracter fascist, au pus în pericol existența etniei maghiare. În numărul 4 din 1990 se continua această idee: în România, fiecare al 10-lea cetățean cel maghiar trăiește în disperare. Asta pentru că sunt prea mulți pentru a putea emigra. Nici regimul prezent de tranziție nu a făcut nimic pentru a se da o rază de speranță maghiarilor din România. Într-un alt articol din aceeași publicație se preciza: omul nu trebuie să aibă talent de ghicitor și fără aceasta poate concluziona că problema maghiară nu este încă rezolvată, pentru că cu ruperea Ardealului și cu anexarea lui la România a devenit imposibilă dezvoltarea și opțiunea pașnică a popoarelor. Maghiarimea poate fi izgonită din căminul strămoșesc, îi pot fi luate școlile, averea, poate fi interzisă folosirea limbii, dar nu vor reuși niciodată să uităm de unde ne tragem. Ne-au răpit Ardealul, am pierdut această mină plină de comori a Ungariei, încă înainte de a realiza cât e de valoroasă. Conținutul acestor câteva articole este edificator în privința modului în care este privită situația minorității maghiare din România, în totală contradicție cu realitatea existentă, precum și a demersului perfid de a se crea o problemă care de fapt nu există, problema Transilvaniei. În ultimii ani în Ungaria a fost acordată o atenție deosebită publicării unui vast material propagandistic constituit din mii de volume, prin care se desfășoară o amplă mobilizare a conștiințelor maghiare în privința trecutului istoric și viitorului Transilvaniei. Acest revizionism maghiar bine concertat încearcă să convingă opinia publică europeană și mondială de drepturile istorice ale Ungariei asupra acestui teritoriu, Transilvania, cuvenindu-se a fi supusă structurilor politice și spirituale ale unei Ungarii multinaționale. Horvat István, în numărul 1 din februarie 1990 al publicației Erdeli Magyarság, se exprima destul de clar în privința materialului istoriografic în legătură cu istoria Transilvaniei. De când Transilvania ne-a fost ruptă, producția ungară de cărți a năzuit mereu să asigure apariția unor lucrări științifice ori de popularizare destinate să se preocupe de trecutul și prezentul maghiarimii de acolo. În epoca dintre cele două războaie mondiale, această preocupare s-a manifestat continuu. După cel de-al doilea război mondial, din păcate, transilvanologia din Ungaria a trebuit în mare măsură să recunoască, chiar dacă din timp în timp au apărut cărți despre istoria Transilvaniei, în primul rând ne gândim la lucrările lui Tóth Zoltán, Mocsai László și Frokcsányi Zsolt, întreruperea continuității de mai înainte. Reluarea acestei acțiuni a fost marcată odată cu apariția, de Crăciunul anului 1986, a istoriei Transilvaniei în trei volume. În ultimii doi ani s-a lărgit extraordinar sortimentul cărților privind Transilvania, fapt demonstrat și de lista de față. La această îmbogățire are un rol intenția de a compensa rapid o gravă neglijență. Acest articol pe care l-am prezentat in extenso este destul de revelator în privința atenției care este acordată Transilvaniei de către publiciștii din Ungaria. De fapt, titlurile sunt destul de sugestive pentru a mai fi comentate: Barta Gábor, Transilvania și a cui este această țară, Benko Iosef, Pământul și poporul Transilvaniei, Botlik Iosef, Transilvania în 10 puncte, Csolok Zsolt, Patria mea a fost o închisoare, Csomó Gyergyeli, maghiarii ciangăi din Moldova, Bodor Pál, cuvânt strigăt în patrie, Franco Tibor, acum venit am din Transilvania, Fur Lajos, minoritate și știință, Kende Peter, au venit din Transilvania, Kis Gábor, cetăți și castele întărite din Transilvania, Koteleș Pol, adio Transilvania, Luko Gábor, ciangăi din Moldova, Sikloș Andraș, revoluția din Ungaria și destrămarea statului multinațional, Szocsvoj Imre, pe drumurile Transilvania,
Transilvaniei. Au fost trimise scrisori de maghiarii care trăiesc în afara Ungariei, chiar președintelui României, domnul Ion Iliescu, cu cererea expresă de a retroceda Transilvania Ungariei. Astfel, un anume Dan Samuel Andersen a trimis 3 scrisori, din care prezentăm câteva pasaje mai sugestive. Pentru ca să înțelegeți cât de mare este dorința noastră pentru a obține libertatea și independența, vă asigurăm, domnule președinte, că suntem gata în orice clipă să ne dăm viața, luptând ca să avem o Transilvanie liberă și ca urmașii urmașilor noștri să nu mai trăiască niciodată sub administrația României. Sau un alt fragment. Noi dorim ca după data de 1 iulie 1991 să vedem în toate aceste județe, în județele Transilvaniei, cum flutură falnic drapelul unguresc. România a furat Ungariei aceste județe și acum a sosit timpul când să se facă dreptate și Ungariei să-i fie restituite. Comentariul acestor idei cu conținut declarat revizionist este deprisos. Putem să tragem următoarele concluzii în finalul acestui capitol. În ultimii ani, Ungaria s-a publicat un bogat material cu caracter revizionist în privința Transilvaniei, care poate fi interpretat ca un mod de pregătire psihologică a secuilor și maghiarilor din România pentru evenimentele care au urmat Revoluție din decembrie 1989. S-au constituit tot felul de organizații cu caracter internațional de către ungurii din emigrație, care au pus în centrul activităților crearea pe plan mondial a unei atmosfere nefavorabile României, Transilvania fiind considerată ca parte componentă a Ungariei. Au avut loc diverse simpozioane și congrese dedicate special Transilvaniei, în care s-a prezentat în mod eronat situația secuilor și maghiarilor din această zonă după Revoluție. Cu diverse prilejuri, un mare număr de cetățeni maghiari au trecut frontiera, concomitent cu creșterea în amploare a acțiunilor antiromânești din județele Harghita și Covasna.